Salutare, fraților, și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum să descărcați Corsplay. Fiindcă v-am făcut un tutorial în care să v-am arătat cum descărcați Autodrive, am zis să fac și unul cu Corsplay-ul, fiindcă vă ajută foarte mult. Ok. Eu am instalat, de fapt instalat, am deschis deja pagina de la Corsplay și o să vă dau link. O să aveți două linkuri în descriere, unul de la GitHub și una de la Farming Simulator 19, site-ul oficial. Ok, tot ce trebuie să faceți dacă ați văzut și celălalt dinainte, uitați Dolland. Ok, ăsta are și mai puțin ca memorie, să zic așa, decât autodrive-ul, îl descărcați. Ok, Dolland file. Ok, mamă, nu înțeleg de ce mi-a kilobați așa de greu, fiindcă la Corsplay, na. Eu nu prea am folosit Corsplay-ul decât la paie și așa, în rest, na. Ok, închideți această pagină, fiindcă nu o să vă mai trebuiască. O deschid pasta pe care o am gen la computerul și voi aveți în descărcări Corsplay-ul. Îl lăsați aici. Ok, stați așa, stați. Că eu l-am... Ok, îl las aici. După care intrați, la fel cum ați văzut și în episodul cu Autodrive-ul, în documente... la My Games, în Farming Simulator 19 și aici o să aveți mods. Aici la mods adăugați Corsplay-ul și asta a fost tot. Eu l-am deja și de aceea nu o să-l mai pun încă o dată, cum v-am spus și la Autodrive, da. Ca să nu-l, nu știu, îl pun din nou și n-are rost, fiindcă am o grămadă de moduri, adică doar uitați-vă. Am o grămadă de fucking moduri. Și na, cam atât cu acest tutorial, să zic așa, sper că v-am lămurit și ne vedem pe data viitoare.